România în direct cu Cătălin Striblea la Europa FM. Bun găsit! Bine ați venit la cea mai importantă dezbatere din România. Este ultima emisiune în România în direct din acest an. Un an greu, complicat, cu multă durere, moarte, luptă, controversă, dezbinare, cu o viață probabil mai proastă pentru foarte, foarte mulți și cu perspective incerte. În fața noastră stă încă un an de pandemie, probabil cele mai mari prețuri din istorie, reguli și reglementări care ne vor complica viața, poate și mai multă dezbinare. Este posibil ca lângă noi să fie și un război. Am stat să mă întreb zilele astea dacă acesta este cel mai dificil moment din viața noastră ca societate și poate și la nivel personal. Când sunt necazuri multe, chiar dacă nu sunt ale tale, le simți. Știi că lucrurile nu se așează în ordine și mai ales simți că pot să vină și altele. Chiar așa, este acesta cel mai greu an din existența noastră? Cine știe? Dar totuși, suntem aici, nu? Mergem mai departe, ne pregătim pentru ce urmează, învățăm, aflăm care-i drumul cel bun sau care ni se pare drum bun și sperăm că fiecare dintre crizele amintite o să aibă o rezolvare. Și chiar dacă nu o avea, noi tot ne vom adapta, nu? Așa se întâmplă cu specia asta și cu fiecare societate. Întâmplarea face ca în aceste zile să trăiesc o coincidență. Cel puțin 3 oameni cu care am discutat recent mi-au vorbit despre bilanț și recunoștință. Știți că luni a intrat în direct Georgian, preotul care spunea că ia cu el faptele bune ale celor duși și că în fiecare seară rostește un cuvânt de mulțumire adresat lui Dumnezeu că poate merge mai departe și că a primit putere și lucruri bune. La fel mi-a vorbit Paul Olteanu, care spune că în fiecare zi, dimineața sau seara, trebuie să mulțumești pentru ce ai și ce poți face, nu pentru cele pe care nu le-ai căpătat. Li se alătură în gând Gabriel Liceanu, care ne spunea în interviul de 1 decembrie despre un absolut necesar bilanț de peste zi, în fiecare zi. Momentul acela în care rămâi singur cu tine și poți să te cerți sau să mulțumești că ai mai trecut un an cu bine. Știu că emisiunea asta nu vă invit des la bucurii. Mi-ar plăcea să vorbim mai des despre ele, recunosc, despre lucrurile lumești, alea care ne leagă de ani buni, însă misiunea noastră este să punem la încercare societatea și liderii săi. Să avem bilanțuri și recunoștință astăzi, însă. Fiecare dintre noi, pentru ceilalți sau poate chiar pentru noi. Așa că astăzi, prieteni, vă invit la un bilanț, dar și la un gând bun. Vreau să vă gândiți în minutele următoare la fapte, oameni, împrejurări care v-au dat puterea să mergeți mai departe. Persoane sau întâmplări cărora le sunteți recunoscători. Fie că e vorba de, sănătate, cărți, avuție, nașteri, căsătorii, doctori, profesori, părinți, copii, bunici. Sigur aveți pentru ce să fiți recunoscători și să găsiți motive de optimism. Poate ați găsit locul de muncă mult visat. Sau ați plecat de la unul rău, poate v-ați căsătorit, poate vi s-a născut un copil, poate ați citit ceva senzațional, poate ați plecat dintr-o relație care nu era cea bună. 0372069599, sunt curios să vă aud. Așadar, 0372069599, cui sau pentru ce ești recunoscător la finalul anului 2021? Care sunt oamenii sau momentele care te fac să spui astăzi mulțumesc? Și ce motive de optimism ai în 2022? Hai să vă văd că la critică toată lumea e bună. Hai să vorbim și de bine. Așadar, România în direct este și pe Facebook, pe Radio Europa FM, iar vorbele noastre de astăzi încep cu Simona. Salutare! Bună ziua, Cătălin. Simona, sunt de la Bacău. În primul rând, mulțumesc Europa FM că mi-a dat prilejul de multe ori să intru în direct să-mi spun părerea. În al doilea rând, mulțumesc lui Dumnezeu că încă sunt în viață și a scăpat-o pe mama mea de COVID. În al treilea rând, mulțumesc că nu m-am înțeles cu fostul șef și am plecat de la locul de muncă întorcându-mă în învățământ unde mi este bine. Mulțumesc copiilor mei care în fiecare zi ne arată cam pentru ce să lupt. Mulțumesc părinților de la clasă care în aceste 3 luni de zile au avut înțelegere și pentru testarea cu salivă și pentru online și pentru toate. Mulțumesc copilor de la clasă care câteodată sunt neastâmpărați, dar văzându-le energia e ok. Mulțumesc celor care m-au ajutat având un accident, mecanicilor, și au avut înțelegere, mi-au făcut mașina, reușind să o plătesc în rate. Mulțumesc omului din viața mea care îmi dă putere să merg mai departe. Dar uite ce listă lungă ai, de fapt ești recunoscătoare, dar știi ce lipsește? Cui? Vecine? Și vecinei mele, care câteodată, când mai întârzi la școală, trimis să văd, s-a dus la școală, nu s-a dus. Adică mulțumesc femeii care mi-a fumat cărnațul, adică chiar sincer am cui să-i mulțumesc. Deci e o listă, deci. Dacă n-ar fi ei, nici eu, oricât de puternic aș fi. Adică pentru fiecare lucru trebuie să mulțumesc. Și mai era o vorbă. Dimineața când te trezești, să trăiți în jos unde ești, în sus unde vrei să ajungi și în dreapta, unde sigur e un om mai necăjit ca tine. Și mulțumesc fundației, o facem pentru Bacău, care m-a ajutat să particip la un voluntariat pentru copiii nevoiași din zona noastră. Dar știi cui nu ai mulțumit? Nu ți-ai mulțumit ție că faci n-ai să-ți mulțumești? Nu știu dacă mie... Nu, pentru că nu cred că am făcut tot ce se putea ține de mine. Nu a venit momentul să-mi mulțumesc mie, că nu cred că am făcut nimic special. Nu ești prea aspră cu tine? Nu, nu. Eu sunt anuptător și știu că s-a putea mai mult. Deci, da. Cu toții avem limite și ar trebui să spun oamenii care sunt mai pricepuți să ne mulțumim cu ce avem la un moment dat, că nu poți să le biruiești pe toate. Poate trebuie să-mi mulțumesc că am totuși tăria de a vedea lucrurile mărunte, lucrurile importante. Ok, asta deci e foarte bună. Tăria de mulțumesc atunci și pentru asta. Dar alea nu-s mărunte. Când spui mărunte, este exact ceea ce povesteai. Vecina, copilul, știu eu... Da, să știți că anul ăsta am învățat să mă bucur de lucruri care poate altădată mi se păreau neînsemnate. Dar am învățat să mă bucur de puținul ăla care l-am și de multe ori îmi zic, mai dacă am 2 ore la dispoziție să fac ceva, hai să fac ceva în timpul ăla, că nu știu ce va fi în următoarele 2 ore și 5 minute. Foarte frumos spus. Atunci să-ți fim și noi recunoscători că ne asculți, te îmbrățișăm, Simona, și vă doresc sărbători fericite și sănătate, că e mai bună. Restul le facem. Restul le cumpărăm, da, așa era o vorbă. Dacă avem sănătate, restul cumpărăm. Da. Gigi, salutare! Cui ești recunoscător? Bună ziua la dumneavoastră și bună ziua ascultătorilor Europa FM. În primul rând... Suntem recunoscători sau sunt recunoscători vouă, moderatorilor Europa FM, pentru că ne dați prilejul să spunem care sunt persoanele pentru care noi am fost sau suntem recunoscători în acest an. Și în anul care a trecut, 2 ani grei, 2 ani cu pandemie, cu multe probleme. Dar înainte de asta aș vrea să vă spun o mică pildă. Te rog. Se spune că la un moment dat Dumnezeu a chemat toate virtuțile la masă: dragostea, speranța, bunătatea, facerea de bine, recunoștința. Și toate vorbeau între ele și toate se cunoșteau. Doar 2 erau separate: recunoștința și facerea de bine. Și vine Dumnezeu și îl întreabă: dar voi 2 nu vă cunoașteți? Nu vorbiți? Nu dialogați? Nu, pentru că noi ne întâlnim extrem, extrem de rar. Bună! Excelent asta, da. Iar voi ați făcut prin această emisiune ca cele 2 să se întâlnească. Și acum să încep și eu să spun cui aș fi recunoscător. În primul rând, e clar, sunt recunoscător divinității lui Dumnezeu, pentru că sunt sănătos, eu, familia mea, cei dragi, cei apropiați mie. Sunt recunoscător soției, care a fost sau care este o adevărată eroină în acești 2 ani, care nu este ușor, cu 3 copii de vârstă apropiată. Bravo. Să fii doctor în perioada asta, să fii profesor în perioada asta, să fii mamă, să fii șofer, să fii cam tot. Nu este deloc ușor. Și nu în ultimul rând, recunoștința mea se îndreaptă și către o familie care a intrat în viața noastră în acest an, și anume, nu știu dacă sunt pe frecvență, nu știu dacă ascultă, dar vreau să le transmit recunoștința noastră a familiei Zaberca, Lulică și Lutinuța, în cazul în care ne aud, și față de ceilalți pe care nu pot să-i menționez acum, că lista ar fi foarte, foarte lungă și nu vreau să vă ocup tot timpul alocat emisiune, că sunt sigur că mai sunt și multe telefoane în așteptare. Le doresc sărbători fericite, multă sănătate, toate cele bune, cum de altfel doresc și tuturor ascultătorilor Europa FM și dumneavoastră și la toată lumea, să ne auzim în pace și cu bine la anul. Doamne ajută! Să știți că ne mai auzim și mâine, dar mâine avem de discutat lucruri importante la Deșteptarea României și vine și Cristian Tudor Popescu, așa că rămâneți pe recepție. Dar România în direct este întotdeauna și va rămâne emisiunea voastră. De asta am vrut să vorbim azi, așa, ca o concluzie, ca un final. Zice cineva pe Facebook aici: domnule Striblea, chiar vorbiți aiurea, pentru anul viitor speranțele românilor sunt nule. Poporul român e pe tobogan, da. Bine, m-ați făcut să râd și vă sunt recunoscător pentru acest mesaj care privește așa, numai în jos. Vă îndemn la mai mult optimism. Apropo, Viorica, salutare! Ai motive de optimism pentru anul 2022? Cred că tot timpul trebuie să avem motive de optimism. Nu, trebuie să vedem tot timpul partea bună a lucrurilor, partea plină a paharului. Îi mulțumim Dumnezeu că suntem sănătoși, în primul rând, că cei dragi nouă sunt sănătoși, că nu am avut nimic în jurul nostru, cel puțin noi, în familia noastră apropiată. Niciun caz de COVID grav, nici o persoană care să ne moară. Îi mulțumim Dumnezeu și Providenței că ne-a dat așa ceva, că ne-a luminat și nu a trebuit să trecem prin lucruri prin care alții au trecut și au pierdut oameni dragi. Mulțumesc lui Dumnezeu că am copii sănătoși. Mulțumesc medicilor care mi-au pus o fetiță pe picioare în anul acesta. Adică, cred că trebuie să vedem partea bună a lucrurilor, partea bună, partea plină a paharului. Da, știi. Dacă ne strângem într-una... Da, știu. Mi-a zis cineva zilele astea, depinde și cât e în paharul ăla, pe partea plină, nu? E foarte adevărat, dar noi am trecut prin niște grăutăți înainte de pandemie. Se poate ca în 2 săptămâni Dumnezeu să te trântească de sus și să pierzi oameni dragi la care nu te așteptai, așa, unul după altul. Fără să fie pandemie, fără să crezi că totul este ok. Și de fapt să dai seama că se poate întâmpla într-o secundă să nu fie ok în viața ta. Așa că îi mulțumesc Providenței, îi mulțumesc lui Dumnezeu că anul acesta suntem sănătoși. A fost acest 2021 cel mai greu an din viața noastră? Nu. Eu pot să zic cu mâna pe inimă că nu. Da, a fost un an greu, că a fost pandemia, dar pentru noi, ca familie, pentru cei apropiați nouă, nu a fost cel mai greu an din viața noastră. Nici banii nu v-au doborât, nici... E greu. Nu e pe roze. Dar bunica mea, Dumnezeu să ierte, avea o vorbă. Să-i mulțumim tot timpul lui Dumnezeu și să ne rugăm să ne dea cu 1 leu mai mult decât ne este necesar și să fim sănătoși. Ce bună e vorba asta. Ah, bunicele au o înțelepciune. Bunica mea, care are 98 de ani, zice de la înălțimea vârstei ei că astăzi, zilele astea, se trăiește cel mai bine în România din toată istoria pe care a prins-o ea. Cred că are dreptate. Gândiți-vă că acum 100 de ani, bunicii noștri, străbunicii noștri, nu stăteau în mânecă scurtă, poate într-un apartament cu 2 camere. Da? Okay. Da. Înghețau de frig, se duceau, luau apa de la fântână. Noi dăm drumul la un robinet. Dacă punem în balanță prin ce au trecut ei, nu mai spui foamete și copii care mureau de boli despre care astăzi nu mai știm. Da. Erau alte vremuri, într-adevăr. Dar, v-am zis, noi am avut în familie o bunică, Dumnezeu să o ierte, să o țină acolo printre cei sfinți, care așa spunea: să ne rugăm la Dumnezeu să fim sănătoși, să ne dea cu 1 leu mai mult decât ne este necesar. Da. Cred că este o vorbă înțeleaptă de care trebuie să ținem cont. Uite, niciodată nu vom avea suficient dacă ne gândim așa. Tot timpul ne dorim mai mult, mai bine, tot timpul. Și e normal să-ți dorești. Asta încerc să-mi învăț și eu copiii. E normal să-ți dorești și să lupți pentru ceva mai bun, mai frumos, mai altceva. Dar mulțumește-te tot timpul cu ceea ce ai. Și să nu uiți nicio secundă, mulțumesc mult, Viorica, și să nu uiți nicio secundă că viața este astăzi, chiar și în acest moment, chiar în timpul acestei emisiuni, se trăiește. Cu vreme în urmă și eu îmi programam viața și continui să fac asta de multe ori după evenimente viitoare. Adică știam, vineri, sâmbătă sau peste 2 săptămâni urmează să trăiesc un moment care mie o să-mi placă, o să mă întâlnesc cu prieteni, o să-mi văd părinții, o să văd un meci, o să citesc ceva. Erau îndepărtate și așteptam să treacă zilele ca să ating acel moment. Nu de multă vreme, dar poate de anul ăsta, și cred că asta e o mare descoperire și pentru mine, reușesc ca în unele zile să-mi spun viața este astăzi. Adică chiar și acum, când sunt cu voi, e tot viață, e acoperită de muncă, dar nu-i un moment rău. Și mă bucur și de ziua de azi, și de întâmplările pe care am să le trăiesc, și de faptul că Marcela mi-a cărat o tavă cu cozonac aici aproape și cu mascote și cu prăjituri, că la noi a fost sărbătoare. Și mă bucur și de momentul în care știu că azi îmi îmbrățișez copilul și da, noi să spun, păi chiar dacă plec la ora 8:44 de acasă azi și nu-mi place traficul ăsta din București, dar tot e viață. Mă bucur ascultându-l pe Petreanu de dimineață și pe George și pe Luca, și alea sunt momente de care trebuie să te bucuri, ca să dau așa numai exemple. Sau că văd scris pe un blog din București, privește cerul. Că mi-a plăcut asta cu privește cerul, știu, eu urât să scriu pe blocuri, dar pe privește cerul îl iert, oricine ar fi el. Irina, salutare! Pentru ce ești recunoscătoare anul acesta, 2021? Bună, Cătălin! Anul ăsta nu se termină, se termină destul de abrupt pentru mine și pentru familia mea, pentru mama mea în special, care acum 2 săptămâni a fost diagnosticată cu o problemă de sănătate destul de gravă și care ne-a dat literalmente viețile peste cap în acel moment. Și sigur că într-o situație de genul ăsta, care privește o problemă de sănătate și care vine într-un mod neașteptat, așa cum se întâmplă de obicei, te-ai întrebat pentru ce poți să fii recunoscător. În primul rând, sunt recunoscătoare pentru că mama este cât de bine se poate ea în acest moment și acest lucru se datorează unor oameni din jurul ei, din jurul meu. Sunt recunoscătoare în primul rând soțului meu, care sper că acum ascultă emisiunea și căruia vreau să-i spun și pe această cale, sau poate pe această cale, pentru că altfel cred că-i spun prea rar, că-l iubesc. Soțul meu, care nu este un om al cuvintelor, dar un om al faptelor, s-a mobilizat atunci când mama a avut nevoie de sânge, a avut nevoie să facă niște transfuzii de sânge și cum problema la noi în țară, problema sângelui este, nu cred că greșesc dacă spun, acută. Da. El a fost primul care a zis, acum mă duc să donez, s-a dus la centrul de transfuzie, a donat și a făcut mai mult decât atât, a mobilizat alți oameni care au făcut același lucru. Și lor vreau să le mulțumesc. Datorită lor, mama a primit sânge, datorită lor, mama a putut să facă o operație complicată. Ar fi fost mai greu și, să zic, mai birocratic altfel, dacă nu ar fi existat acești oameni extraordinari care au făcut acest lucru. Unii dintre ei nici nu știu pe mama, ne știu pe noi, e adevărat, dar s-au dus și au făcut acest lucru fără să pună întrebări, fără să aibă nevoie de detalii și nu cred că vreodată cuvintele mele vor fi îndeajuns de multe, de frumoase pentru a putea să le mulțumesc. Dar să știi că ele contează. Ai auzit mai devreme pilda lui Gigi, care zicea că facerea de bine și recunoștința rare ori se întâlnesc. Așa iată, este, da? Ăsta e momentul. Contează cu siguranță, așa este. Am întâlnit apoi un doctor extraordinar, căruia la fel vreau să-i mulțumesc. datorită lui mama este acum cât de bine se poate. Sigur, asta este ceea ce fac doctorii, salvează vieți atunci când pot, căci nu sunt Dumnezei, sunt și ei oameni, e drept. Vreau să-i mulțumesc doctorului care a avut grijă de mama, pentru că este foarte om și pentru că eu cred că e o calitate pe care fie o găsim foarte, foarte greu zilele astea, din pricina tocmai a vremurilor pe care le trăim, fie nu ne este foarte la îndemână să vedem că avem în jurul nostru oameni, nu știu exact, cert este că e important să avem recunoștință pentru cei care rămân oameni, mai ales în contextul în care meseria aceasta de doctor a fost destul de greu încercată în ultima perioadă. Doctorul care a avut grijă de mama este un om extraordinar cu care am putut comunica nemaipomenit și căruia vreau să-i mulțumesc. Sunt, iată, deci, cred eu, motive de recunoștință și atunci când lucrurile parcă scapă de sub control, când pare că nu ai speranță, când ești înfricoșat, debusolat. Și e extrem, extrem de important să vedem aceste lucruri. Poate uneori stau și mă întreb, uite, s-a întâmplat asta, tocmai ca să cineva de acolo de sus să-mi arate că sunt lucruri pentru care am de ce să fiu recunoscătoare. Bine gândit și îți mulțumesc pentru vorbele tale, Irina. Da, e posibil ca uneori în viață să ni se întâmple lucruri pentru a ni se arăta un drum sau pentru a fi recunoscători. Felicitări și îmbrățișări tuturor oamenilor de bine care s-ar să ajute, așa cum ne-a povestit și Irina. Gabriel, salutare! Despre recunoștință și optimism astăzi. Da, Cătălin, bună ziua și ție și ascultătorilor. Aș începe pentru o altă pildă. Și că într-o zi, într-un tunel, erau trei oameni. Unul, pesimist, observa și tot comenta de cât de întuneric e înăuntru. Unul, optimist, vedea luminița de la capătul tunelului. La un moment dat, unul, al treilea, care a rămas realist, vede un tren care se apropia. Așa. Și ce vede mecanicul locomotivei? Mecanicul locomotivei vede trei nebuni care sunt într-un tunel pe șinele de cale ferată, se gândește oare ce caută ăștia acolo. Deci vorbim până la urmă de același univers, văzut în modalități diferite. Da, pe ăștia sunt... dăm voie să te șochez un picuț. Eu am să încep să mulțumesc în primul rând pandemiei, pentru că mi-a dat prilejul să văd câte cunoștințe inteligent asimptomatice am. Mulțumesc domnului președinte Claus Iohannis și tuturor liderilor de partid, începând de la PNL-PSD și terminând cu fostul lider de partid Dan Barna de la USR. Le mulțumesc la toți pentru că mi-au dat seama, mi-au dat prilejul de a realiza că eu chiar pierdeam timpul când mă duceam să stau la coadă ca să pun ștampila pe ceva. Dăm voie de asemenea să mulțumesc și învățământului românesc. Chiar dacă am o părere că dacă i-am dat pe toți afară și am pune persoane care în viața lor nu au predat sau nu au învățat pe cineva, dezastrul ar fi cu siguranță mult mai mic. Dăm voie să mulțumesc și incorpore cadrelor medicale din România, chiar dacă, din păcate, statistica mea personală actuală este mai puțin de 10%, ar merita să fie membri ai acestei comunități extraordinare, dar în alte părți. De asemenea, mulțumesc și dragilor mei români. De-a lungul anului 2021 am tot auzit de știri care ne pun pe locurile 1 și 2, noi alături, bineînțeles, de vecinii noștri bulgari, care suntem fruntașii în absolut toate domeniile pe tot teritoriul Europei și nu vorbesc doar de Uniunea Europeană, adică ne putem compara și cu cei care nu sunt membri ai Uniunii Europene. Dăm voie să mulțumesc și eu acestei calități, că nu știu cum să o descriu altfel, a poporului român de a stăpâni ironia amară și dureroasă mult mai bine ca alte nații. Adică e mai rar, așa, știi? Îmi cer scuze, știu că suntem foarte buni în a face haz de necaz. Cei mai buni. Dar cu ce ne ajută? Păi uite cu ce ne ajută. Mergem mai departe. Nu știu, uite, mâine, fii atent, Gabriel. Mâine avem o dezbatere la care ni se alătură domnul Cristian Tudor Popescu la Deșteptarea României. Întrebarea este așa: care este acea calitate a poporului român care ne face să mergem mai departe și să rezistăm, în ciuda tuturor lucrurilor pe care le-ai spus tu? Că până la urmă, noi mergem mai departe și mai și progresăm. Și o să iau chiar aceste citate de la tine și o să spun, uite, cu asta ne ajută ironia, umorul, faptul că știm să râdem de împrejurări grele, este o calitate a noastră pe care o avem și nu trebuie să ne fie rușine de ea. Îți zic eu, știi cum suntem? Hai să-ți descriu o imagine. Tu știi ce se întâmplă la praznice la noi? La un moment dat știi imaginea, nu? Adică mergem la praznic, să pune ciorba, suntem triști vreo 10 minute, 15 minute, după care scoate unul o țuică și zice, hai că și răposatul i-ar fi plăcut. După care praznicul o ia pe alte cărări. Și am auzit mai nou de niște praznice aici, în apropiere de București, care se termină cu lăutari. Și eu am rămas uimit, dar principiul e același. E, uite, la asta ne ajută umorul. Să răzbim. Dar numai că problema este că umorul nostru personal nu ajută nici pe cineva să meargă înainte, să devină un mai bun profesionist sau să devină un mai bun om, da? Am auzit pe cineva, de exemplu, spunând că mulțumește colegilor tăi care dimineața au o emisiune. Colegii tăi sunt niște buni profesioniști care lucrează pentru un post de radio particular. Așa. Au fost aleși pe baza calităților lor și își fac bine meseria pentru care câștigă un salariu. Dacă ar fi cazul să le mulțumesc lor, ar trebui să mulțumesc și fiecărui vânzător sau vânzătoare, pentru că contra unei sume de bani îmi dă ceva. Păi și ar trebui să mulțumesc fiecărei persoane care își face treaba. Iertați să-mi fie, din punctul meu de vedere, acest lucru ține de normalitate. Normalitatea este să spui și mulțumesc și să te bucuri că omul din fața ta a făcut treaba. Noi trăim așa, ești ca un iezuit aici, adică, prietene, ai muncit, trebuia să muncești. Să spun o întrebare un picuț personal, o tristă. Ești în parc. În fața ta, un copil de cam 3 ani te împiedică și cade. Te lovește la genunchi, începe să plângă, tu te repezi la el, îl ridici, îi pureți ușor genunchii pantalonilor și copilul nu mai plânge. Se oprește din plâns, eventual îți și zâmbește. Dar îți spun eu că la 3 ani, garantat nu o să spună mulțumesc frumos, nenea Cătălin. Dacă nu spune mulțumesc frumos acel copil, să înțeleg că este prost educat? Nu, pentru că are 3 ani. Dar la 17 mă gândesc că o să spună, nu? Sau... vezi tu, eu am învățat până la urmă să spunem mulțumesc nu la cei care efectiv își fac treaba. Nu aceia sunt eroi. Eroii sunt cei care își fură din propriul lor timp, hai să zicem liber, pentru a face ceva pentru care nu au niciun fel de recompensă. Și da și nu. Oare putem fi o țară de eroi? Adică de oameni care să-și depășească limitele? Asta este un vis frumos. Nu știu în ce măsură... Te înțeleg, îți înțeleg punctul de vedere. Îți mulțumesc tare mult. Sigur că în fiecare zi de dorit e ca în viața noastră să facem un pas mai mult. Dar în același timp eu trăiesc cu credința că dacă mi se face o cafea bună de către un profesionist al cafelei, că acel gest care nu e extraordinar tot trebuie precompensat și cu un zâmbet în care spui, omule, mulțumesc că ești în fiecare zi aici și faci o treabă care e chiar ok. Da, am mai spus asta. Eu le mulțumesc și polițiștilor ălora de la universitate. Știu că a zis lumea, hai domnule, că își făceau treaba. Nu de la universitate, de la biscuite, de la Charles de Gaulle, când a aterizat helicopterul. Așa a fost discursul. S-a spus, domnule, păi ce nu trebuiau? Ei sunt pregătiți pentru momente din astea speciale. Păi da, da, să le zicem mulțumesc. Cristina, salutare! Cui ești recunoscătoare anul ăsta? Bună, Cătălin, și bună tuturor ascultătorilor. În primul rând sunt recunoscătoare lui Dumnezeu, pentru că îmi dă atâtea lucruri, sănătate, putere și așa mai departe. Fără el nu aș fi aici. În al doilea rând, pentru prima dată în viața mea sunt recunoscătoare propriei persoane, deoarece am reușit să termin o facultate la 41 de ani. Ei, da. Ei, da. Cu un copil. Așa. Și sunt recunoscătoare familiei mele care m-a ajutat ca să ajung aici, copilului meu care îmi dă lecții de viață în fiecare zi și chiar m-a susținut la vârsta lui de 8 anișori, iubitului meu și multor, deși eu de fel sunt așa percepută ca și o persoană pesimistă, că mă plâng foarte des, dar asta mă ajută să mă descarc, dar este primul an în care sunt foarte recunoscătoare, sunt recunoscătoare că am o casă confortabilă, am un job din care am venit, din care mă descurc. Sunt recunoscătoare că, desigur că sunt sănătoasă, am trecut și prin virus. Dar asta mi-a plăcut că... cel mai tare, că îți mulțumești ție. Dom'le, mai rar. Da, da, da. Asta am învățat să fac, că deoarece am observat că, da, într-adevăr, fără ajutorul celorlalți, poate că nu aș fi reușit așa sau mi-ar fi fost mai greu, dar în primul rând a trebuit să depun eu efort foarte mult pentru multe lucruri și de aceea am învățat să fiu și recunoscătoare propriei persoane și chiar sunt. Dar nu putem să fim singuri, adică totul este așa un întreg și pentru prima dată în viața mea, chiar în fiecare dimineață mă trezesc sau seara, mă culc și văd că sunt recunoscătoare, că am de ce să fiu recunoscătoare. Poți să-ți faci și un cadou în condițiile astea, să știi. Chiar. Când ți-ai făcut ultima oară un cadou? Când mi-am făcut ultima oară un cadou? Da. Acum mi-am făcut săptămâna asta un cadou. Râde cineva lângă tine? Cine? Iubitul tău? Da, mea râde, da, acum mi-am făcut un cadou pentru că este un cadou de Moș Crăciun pe care o să... un robot, un aspirator robot, deoarece eu am o firmă de curățenie și la mine în casă tot timpul e dezordine. Și asta e motivul și am zis că n-ai e timpul să mai facă și... Da, să facă și robotul ăla, da. Da, să mai facă și robotul. Deci, am și eu un robot de ăla, să știi că suntem prieteni buni cu robotul ăla, mi se pare de folos. E un cadou bun, da. No, deci, da, să sperăm. Și vă sunt recunoscătoare vouă, celor de la Europa FM, pentru această emisiune. Eu vă ascult, am locuit și în străinătate foarte mulți ani și chiar și acolo vă ascultam. Așa că îmi place foarte mult și astăzi sunt pe drum și zic, wow, ce bine, chiar vreau să-mi exprime recunoștința pentru că, da, avem. Eu cel puțin am de ce să fiu recunoscătoare. Chiar uite, dacă am și nemulțumit, dar evident. Asta, poate mâine la mâine la domnul Popescu, da. Domnul Popescu, știu că toată lumea îl așteaptă, dar să știți că domnul Popescu o să fie, o să fie numai cu gânduri bune mâine, așa îl simt eu. Dar uite, știi ce? Prețuiește foarte tare, Cristina, acest moment pe care l-ai cu sora ta împreună în mașină și drumul acesta. Eu zic că asta e mare bucurie, că sunteți împreună și că vă puteți povesti, vă puteți împărtăși lucruri ca între doi oameni care se știu de o viață. Sunt recunoscătoare că m-a ajutat să aduc un cadou iubitului meu de departe. Vă îmbrățișez pe amândouă. Mulțumesc tare mult! Simona, salutare! Ești la România în direct, despre recunoștință astăzi. Bună ziua, Cătălin! Am multă pentru care să fiu recunoscătoare acum, la finalul anului ăsta, care a fost ciudat și care a început așa într-o întunecime cumplită și cu o spaimă cumplită și parcă se termină, nu știu, tot cu frică, dar parcă un pic mai luminos. Deci îi mulțumesc lui Dumnezeu că am trecut cu bine prin anul ăsta, că oamenii dragi mie au fost sănătoși, cine a fost bolnav a fost bolnav, adică cu COVID, a fost cu forme ușoare, a trecut și suntem ok și suntem toți. Asta mi se pare cel mai important lucru. Și mă bucur pentru că i-am aproape, pentru fiul meu, pentru iubitul meu, pentru tatăl meu, pentru toți cei pe care am alături, pentru prietenii puțini, dar buni, pe care i-am. Sunt recunoscătoare celor care au făcut vaccinurile, pentru că ne-au dat speranță. Deci, după ce am parcurs schema de vaccinare, în sfârșit a fost prima dată când ne-am întâlnit în familie și n-am mai fost cu stomacul făcut ghem pentru cei în vârstă din familie, că am putea cumva să îi îmbolnăvim. Deci le sunt foarte recunoscătoare, pentru că sunt echipe întregi de oameni care au depus niște eforturi și, din păcate, o să mai aibă mult de lucru și de acum încolo. Și îmi doresc să țină pasul cu toată nebunia asta și să ne mențină speranța. Sunt recunoscătoare pentru că a fost un an în care, în sfârșit, am ieșit în vacanțe. Anul trecut a fost așa un an trist din punctul ăsta de vedere. Acum ne-am mai liniștit un pic, ne-am mai relaxat. A fost la un moment dat așa câteva luni de grație, în care chiar am zis că aproape totul e normal. Acum ne întoarcem, dar, repet, parcă nu mai sunt chiar așa de înfricoșată cum eram acum un an pe vremea asta. Și crede-mă că nu sunt paranoică, nu sunt ipohondrică. Da, e firesc să-ți fie frică. Cum, Doamne iartă-mă, tuturor ne e frică de necunoscut. Și mi-e frică pentru oamenii dragi, nu atât pentru mine, pentru ei, că ba sunt bătrâni, ba au tot felul de boli și, nu știu, a fost greu de gestionat perioada asta, dar uite că am ajuns aici și Sper, sincer, că o să reușim să mergem și înainte. Așa va fi. Îți mulțumesc tare mult. Nu e ca și cum lumea se schimbă fundamental, dar atunci când te oprești cale de 3-4 zile, zici, e un nou început. Va fi aceeași lume, dar înarmați-vă cu zâmbete, putere și răbdare. Gianina, ai un minut. Am vrut foarte tare să intri în direct, să apuci să fii recunoscătoare. Bună ziua! Mulțumesc frumos! Am foarte multe persoane din viața mea cărora ar trebui să spun public că le sunt recunoscătoare. Nu o să fac aici și acum. Dar, în primul rând, sunt recunoscătoare lui Dumnezeu, pentru că ne-a trimis pandemia ca să ne aducă aminte cât de mici suntem și efemeri. Gândi filozofic la acest lucru, cred că am avea foarte multe de câștigat. Mie personal îmi place foarte mult slujba de mormântare și am participat în adins la foarte multe slujbe, într-adevăr ținute de preoți cu suflet, în care acolo ți se aduce aminte care este sarcina și menirea noastră pe pământ. Și această pandemie pe mine asta m-a învățat și mi-a amintit că trebuie să trăim în prezent și să ne uităm peste umăr și la cei care sunt mai nevoiași și mai puțin norocoși decât noi. De asemenea, vreau să spun că domnul care a vorbit înaintea celor două doamne, nu îmi pare rău că nu știu cum se numește, Gabriel. Am fost de acord cu foarte multe lucruri din ce a spus, de asemenea și ce ai spus tu. Mie mi s-a părut că ar trebui să facem diferența între a mulțumi și a fi recunoscător. A mulțumi înseamnă mulțumi într-adevăr că cineva ți-a făcut o bucurie cu o cafea savuroasă, cu un zâmbet, că nu a fost furios pe tine, deși poate cineva dinainte l-a supărat și nu s-a răzbunat pe tine. Asta e adevărat. Dar recunoscător e un pic mai mult. Este cumva ce a spus dumnealui. Așa este. Și ai dreptate. Recunoștința vine în momente complicate. Îți mulțumesc mult, Gianina. E timpul să ne oprim aici. Vă sunt recunoscător și vă mulțumesc că ascultați și această emisiune. Vă sunt recunoscător că în fiecare zi faceți România să meargă mai departe și că o faceți bine și le sunt recunoscător și le mulțumesc celor din familia mea care mă ajută să vin aici în fiecare zi cu gânduri limpezi. Vă îmbrățișez, ne auzim și mâine. Eu sunt Cătălin Striblea, spor la treabă! Participă la România în Direct, de luni până joi, de la ora 13:15, la Europa FM.